Bine v-am regăsit! Berbec, aveți șanse mari să rezolvați probleme legate de cămin. Partenerul de viață vă ajută. După amiaza s-ar putea să întâmpinați probleme de natură birocratică. Vă sfătuiesc să vă bazați pe intuiție. Taur, sunteți puțin descurajat de numărul problemelor pe care le aveți de rezolvat. Cu calm și răbdare veți reuși. Aveți șanse să faceți schimbări în casă spre bucuria partenerului de viață. Fiți mai atent la cheltuieli. Nu este un moment prea bun pentru investiții. Gemeni. Aveți succes în toate activitățile casnice, primiți o sumă importantă de pe urma unei afaceri și vă faceți planuri de viitor împreună cu partenerul de viață. Vă sfătuiesc să nu începeți decât ceea ce sunteți sigur că puteți termina. Rac. Reușiți să faceți schimbări radicale în viața dumneavoastră, mai ales în privința relațiilor sentimentale. Faceți cunoștință cu mai multe persoane importante care v-ar putea deveni parteneri de afaceri. Ar fi bine să ascultați și părerile partenerului de viață. Leu. S-ar putea să fiți dezamăgit din cauza unei afaceri care nu merge conform așteptărilor. Vă sfătuiesc să nu vă descurajați, pur și simplu nu este o zi bună pentru afaceri. Aveți ocazia să petreceți mai mult timp alături de persoana iubită. Puteți să faceți planuri de viitor. Fecioară. Chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, ar fi bine să vă relaxați mai mult. Sunteți tentat să cheltuiți prea mult în interes personal. Fiți prudent și cumpătat. După amiaza este posibil să faceți cunoștință cu o persoană deosebită care va juca un rol important în viața dumneavoastră sentimentală. Cu detalii despre celelalte șase zodii ne revedem imediat.